În premieră națională, un colectiv de cadre didactice și studenți de la Universitatea Politehnică Timișoara au lansat pe Bega o barcă propulsată cu energie pe bază de hidrogen. La lansare a participat și un echipaj de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș, care a sprijinit UPT în asigurarea condițiilor de siguranță și a reglementărilor legate de navigația pe Bega. Este încă un pas pentru Universitatea Politehnică din Timișoara în efortul de a se afirma cu soluții tehnice în societatea românească. Este un moment în care noi venim cu utilizarea hidrogenului la propulsarea unei bărci electrice și o facem aceasta pe canalul Bega, o mândrie a orașului Timișoara. La realizarea bărcii propulsate cu hidrogen au contribuit cadre didactice de la Departamentul Ingineria Materialelor și Fabricației al Facultății de Mecanică și de la Departamentul Chimie Aplicată și Ingineria Compușilor Anorganici al Facultății de Inginerie Chimică, Biotehnologie și Protecția Mediului. Barca propulsată cu hidrogen a fost construită integral cu fonduri proprii ale UPT. Studenții implicați au dobândit astfel cunoștințe legate de utilizarea hidrogenului, de componentele specifice sistemului de generare a energiei, precum și activități specifice care presupun adaptarea unui vehicul electric la o sursă de energie pe bază de hidrogen.